Mama a ieșit la lucru la o fabrică de cablaje. Mulțumesc doamnei HR de acolo pentru că cumva a înțeles situația mamei, chiar dacă avea copil micuț de un anișor și era dificil să iasă atunci la lucru. Oricum a acceptat-o și ea a început să lucreze și avea atunci 5.000 de lei pe lună, dar nouă ni se părea că asta e o sumă enormă la acea perioadă și cumva am început să trăim mai bine. Eu ajutam pe mama în acea perioadă când cumva trăiam nu prea bine, aveam o situație mai dificilă în familie. M-a ajutat calitățile mele de a mă concentra pe situație, am strânge mâini și a o susține pe mama moral, psihologic și pe fratele meu și îi spuneam, uite mama, pune-te cum ai fi într-o cupolă și pe în jurul tău nimic, ce se întâmplă în jurul tău, nimic nu o să te afecteze, nu o să te atingă și tot o să fie bine.